Mă, ce e ăsta? Ăsta e un Patrocle fake skeleton? Astăzi, băi și fete, mă voi juca Minecraft, dar mă voi întoarce înapoi la viață. Da, ți-ai auzit foarte bine. După cum vedeți, acum sunt într-un mormânt, băi și fete. Ăsta este mormântul meu și dacă vă întrebați de ce un copac aici, ei bine, habar n-am, dar bănuiesc că ar trebui să luăm acest copac. Ia stai că avem și un chest aici cu niște iteme de început. Ok, sincer să fiu, habar n-am ce să fac cu itemele astea, dar știu ce ar trebui voi să faceți acum. Și anume să băgați și pe acolo un like și să lăsați un comentariu. Bun, hai să nu mai pierdem timpul, băi și fete. Hai să luăm repede lemnul ăsta și după să ieșim din sicriu și să ne întoarcem înapoi în lumea oamenilor. Bun, ne facem chiar acum un crafting table și ar trebui să ne facem neapărat un pickaxe, băi și fete, ca să putem ieși de aici din groapă. Luăm și niște cobblestone și ne facem pickaxe-ul de piatră. Iar acum zic că ar fi momentul să mergem la suprafață, băi și fete. Hai, let's go. Hai să vedem, bă, unde m-au mormântat, mă, ăștia. Vă dați seama că acum noi o să ieșim într-un mare cimitir, băi și fete, deci țineți-vă bine. Ok, deja aud ceva animale la suprafață. Hai să ieșim, hai să ieșim din groapă. Bun, încă puțin, tot aud animale, băi și fete. Opa, și văd lumina. Ok, hai să ieșim la suprafață, băi și fete. Oh my god, ăsta e mormântul meu, frate. Ia uitați-vă, băieți și fete, ce scrie pe piatra mea funerară. Scrie 100, deci am trăit 100 de ani, ești nebun. Și ia uitați-vă la cavou ăsta, bă, șmecherie. Hai bă, că am fost îngropat bine pe opulență, ești nebun. Uite ce cavou am avut. Ok, mi-am luat piatra asta funerară și o să o pun direct la dragon când o să-l batem, băieți și fete. Pentru că scopul nostru va fi să batem dragonul. Și ia uite, bă, mă așteaptă găinile astea cu mâncare. Bă, eu abia am ieșit din mormânt și voi vreți mâncare de la mine. Ia uite, bă, unul învie și altul se naște, ești nebun. Ok, și văd că avem aici și niște chesturi, cred că sunt astea. What, am primit niște săgeți. Mamă, da, am avut flori, frate, am avut flori la mormânt. Ia să vedem ce ne mai dă pe aici. Oh, ne-a dat niște arbură. Bun, let's go. Și văd că suntem într-un mare cimitir, băi și fete. Uitați-vă și voi câte pietre funerare. Și asta cred că e o biserică. What? Uite și niște chesturi. Ok, astea cred că sunt ca să pui flori la mort. Habar n-am. Ia, uite că am găsit mai multe chesturi din astea cu loot. Hai că mă fac și am o bazuca complet aici de bun. Uuu, ia vezi, mă, chestul de aur. Ok, oare ce o să găsim în chestul ăsta de aur? Hai să-l deschidem și what? Mi-a dat niște pantaloni de diamond. Ok, numărul 1. Hai că mă fac aproape am o bazuca completa. Ok, și uite și buțanici, suntem avodo bazuca completa. Aia zic, mă, nene, mă. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Văd că tot avem chesturi peste tot. Hai să mergem până la biserica aia. What? Ce-i ăsta? Băi și fete. Oh my god, ce-i ăsta, mă? Bă, ăsta e altul care a înviat din morți. Bă, dai-mă drumul de aici. Eu te văd, asta are sabie, băi șmecher. Hai că-l batem, l-a făcut varză pe fraier. Și de ce mi-a dropat săgeți dacă avea sabie? În fine, nu mai contează. Ok, hai să intrăm un pic pe la biserică. Ia, ia, ia. Mamă, câte iteme mi-a dat de aici. Ok, mi-a dat o grămadă de iteme, mă, nenică. Water breeding. Ce să fac eu cu chestia asta? Ia din asta ce ne dă? Ok, mi-a dat niște pânză. Numai bine, poate ne facem un marcu cu pânza asta. Opa, și se lasă noaptea deja. Și what? E fi atenă ce e aici la biserică. Loli, portalul de end. Ok, ce se întâmplă aici, mănerică? De ce e un portal de end într-o biserică? Ia să vedem ce mai avem prin chesturi, băi, și fete, TNT-uri aparent. Și în ăsta pantalon de lână n-am nevoie. Și văd că se face acum noapte, băie și fete. Mamă, mi-ar trebui un pat neapărat, că cine știe ce o să se spawneze aici în cimitir. Adică sigur o să se spawneze ceva spirite rele. Oh my god. Bă, dar cât de mare e cimitir? What? Mi-a apărut un boss bar. Regele scheleton. What? Ok, ok, nu știu ce se întâmplă aici, mamă. Dar începe să-mi fie deja destul de frică. Bun, am mai dat de un amărât din ăsta de scheleton. Dar sigur nu e ăsta regele scheleton. Ok, s-au spawnat și zombii. Și pe aici, gen, hai că chiar începe să arate aia cimitir chestia asta. Și uite, uite alt scheleton. Ăsta e scheleton normal, dar și ăsta are sabie, vedeți? Mă, și ce tot îmi apare regele scheleton? Îmi apare regele scheleton undeva. What, ce e aici jos? Mă, ce? Oh, ok, nu știu ce e în groapa asta.
Da, sigur o să merg acolo mai devreme sau mai târziu. Cred că acolo se află regele Skeleton, băieți și fete. Și văd că acolo avem un far. Cred că e o chestie de supraveghere. Hai să încercăm să ne urcăm acolo. Poate găsim și noi un pat aici sus, ar fi bine. Hai să sperăm că e un pat aici. Ia, 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 avem pat sau respect? Hai că avem pat. Și pe ăsta, birou. Ok, am mai găsit niște chesturi pe aici. Mamă, cât iron, ești de bun. Ok, să se tragă tot iron-ul pe dreapta. Ia stai-mă așa un pic să-mi fac și eu o sabie de iron, băieți și fete, dacă tot. Bam, luăm și noi sabia asta, o tragem pe dreapta. Și hai să ne facem și un Marco acum. Ok, l-avem pe Marco chiar aici. Îl tragem pe dreapta. Bă, dar e o problemă, eu nu prea am mâncare, frate. Vedeți, nu am niciun pic de mâncare. Ia stați așa un pic, că mi-a venit o idee. O să-mi fac o ciorbă. Mamă, ciorbă de ciuperci, supă crebă de ciuperci. Băgăm și noi asta la maț. Și acum hai să ne mai plimbăm pe aici, băi și fete. Trebuie să găsiți neapărat undeva să dorm, pentru că uitați-vă și voi, e plin de Skeleton King. What? Mă, ce e ăsta? LOL? Ăsta e un patrocle fake Skeleton? Mănânci oase cu metre? Ok, n-am niciun os. Ia uite-l că mă atacă. Bă, fă-i antenă. Oh my god, ce e ăla? Bă, vere. Oh my god, ăștia cred că sunt regii scheletoni. Bă, ce? Mamă, cum atacă, au puteri speciale. Ok, 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 ok. Trebuie să fug, trebuie să fug. Bă, e nebunie în cimitirul ăsta. Se presupune că eu ar trebui să bat dragonul. Și uite-i pe tipii ăia. Mamă, chiar vreau să bat un rege scheleton din ăla. Bă, da, acum vreau să găsesc și eu neapărat un loc unde să dorm, pentru că nici n-am mâncare. Come on, spune că mi-e... un pat, let's go, hai să ne culcăm, băi și fete. Vai de capul meu. Hai că am adormit în cimitir. Cine doarme aici în cimitir? Efectiv, cine ar dormi într-un cimitir? În fine, ia să vedem ce găsim aici. Am găsit o căscuță, ce are casca asta? Păi am Protection 2, am Breaking 2. Ia să o punem noi pe asta, dacă tot are Protection. Ok, și e dimineață. Văd că tot sunt scheletoni spawnați aici. Oh my god, uite și un rege scheleton. Bă, dar ăștia nu trebuia să ia foc, e zi până la urmă. Ce e chestia asta? What? Bă, ăsta e un cap de scheleton. Și fii atentă că cred că vrea să mă atace. Mamă, ce? Dă-te încolo de căpățână. Doamne, ce se întâmplă aici? E plin de scheleton. Bine, până la urmă și eu sunt un scheleton. Adică sper că v-ați prins după costumația mea. Ok, ok, trebuie să facem rost. Trebuie să facem rost de apărat de mâncare, băie și fete. Dar sincer să fiu, nu știu de unde să fac rost în cimitirul ăsta de mâncare. Că nu-i nimic pe aici. Aș putea să mănânc niște oase, în schimb. Nu știu dacă ar ține de foame. Ia să vedem ce e în chestia asta de aici. Ok, avem un foc de tabără. Avem niște chesturi. Haide, bă, dă și mie ceva de mâncare. Pe bune, dacă nu. Nici măcar Rotten Flesh n-am domn să iau și what? Ok, cimitirul ăsta aparent e în aer. Efectiv, lumea e un cimitir. Atât. Ok, poate totuși nu am înviat și poate acum sunt într-un purgatoriu sau ceva de genul, băi și fete. Cum ar fi ca acum să fiu într-un purgatoriu efectiv și n-am cum să scap de aici? Poate doar dacă o să bat dragonul voi reuși să scap din cimitirul ăsta. Ok, mamă, deja nu mai pot să sprintez. Oh, nu, oh, nu, mă atacă Skeleton King-ul ăsta. Vai de capul meu. Mă rupe bătaie, nu e bună, nu e bună, mă rupe bătaie. Ok, ok, apare m-a lăsat. Mamă, ce, bă, vreau și ceva de mâncare neapărat. Ok, avem niște găini aici, nu știu ce caută niște găini. Și hai să le luăm cărnița ca să le prăjim. Ok, uite, mai multe găinușe. Avem și vaci. Hai să omorâm și făcuțele astea. Uite și o oiță. Bam, hai că cred că am făcut rost de ceva mâncare. Acum trebuie doar să o pun la prăjit, băi și fete. Și nu mai știu exact pe unde erau focurile alea de tabără. Bă, dar sunt regi scheleton de ăștia peste tot. Efectiv, mă urmăresc în continuu. Bun, hai că am ajuns la un foc de ăsta de tabără. Bun, e fix unde am dormit. Și acum hai să punem și noi niște mâncare la prăjit aici. Bam. Ok, s-au făcut primele bucăți de cărniță. Hai să mai punem frumos. Și deja o să bag la masă, băi și fete, că nu se poate. Bă, băi și fete, s-a făcut toată mâncarea. Sunt o grămadă de regi scheletoni afară. Mamă, ăștia deja mă pândesc. Ok, hai să fugim de aici. Și acum vreau să merg la locul ăla de l-am văzut mai devreme, că era într-o gaură ceva. Și erau acolo niște chesturi de aur. Bă, dar câți de ăștia sunt, frate, peste tot. Ok, trebuie să fug, trebuie să fug. E bine că acum pot să fug măcar.
Am ceva mâncare, dar sincer nu cred că e de ajuns, în fine. Să sperăm că găsim ceva de mâncare în chestul ăla de aur. Dar pe unde e intrarea acolo? Că nu aș vrea să mă arunc din prima. Uite, am găsit aici ceva, what? Și uite, aici avem capete de Wither Skeleton. Păi dacă le iau pe astea pot să bag și un Wither, ești nebun, what? Mă, ce ăsta zboară cumva? Ok, ok, ia să vedem pe unde putem să coborâm noi acolo. Vai de capul meu. Bă, sunt înfricoșători regii scheletorii ăștia. Ia să vedem, mai găsim ceva. Pâinică! Mamă, la fix, bă, nenică, perfect! Avem 9 pâinică, băieți și fete. Mamă, exact ce-mi trebuia, bă, mâncare. Exact ce-mi trebuia. Hai să-l batem și pe fraierul ăsta de aici. Tu cine ești, bă, ești pe zău la poartă? L-am spart pe fraier. Ok, hai să coborâm aici, frate, pentru că am văzut chestul ăla de aur și sigur o să găsim ceva șmecher acolo. Hai să vedem cât de păzit e locul ăsta. Ok, ăsta nu știu ce, cred că a fost îngropat un mare baștan aici, pe bune, dacă nu. S-a îngropat cu de toate, s-a îngropat și cu câinele, fie antenă, dacă nu avem și câinele scheleton. Bun, hai să-i batem pe fra... What? Mă, ăsta e un portal de Nether? Mă, ce? Am ajuns la un portal de Nether, băieți și fete. Ok, ăla stă pe tavan acolo, văd că sunt doi. Ia hai să încercăm să-i omorâm cu Marcu. Pentru că și așa văd că nu poate să coboare fraierii. Bă, ăștia se tot spawnează. What, e vreun spawner pe aici sau ceva? Ok, poate ar trebui să fac lumină, dar n-am cu ce să fac lumină. Ia hai să încercăm să-i bate pe fraierii ăștia. Dă pe ei. Ia de aici, fraiere. Mă, ce fraiere, efectiv. Bă, ăștia zboară sau habar n-am. Ok, l-am omorât pe unul. Hai să-l omorâm și pe celălalt. Bă, nici măcar nu cred că ne dropează. Oh, nu, oh, nu, a coborât. Dă-i pe el. Mori. Mori, dă-te încolo. Bun, l-am spart. Bă, și nici măcar n-au dropat cine știe ce. Hai, mă, frate, mă, e la mișto. Mamă, hai să vedem ce e în chestul ăsta de aur. Diamante și mâncare. Exact ce trebuie. 16 de-astea de porc. Numărul 1, frate. Pe bune dacă nu. Ok, avem și iron, băi, și fete, trebuie să facem rost de flint. E bine că pe undeva pe aici cred că avem gravel. Și o să mergem în Nether să facem rost de toate cele ca să mergem la dragon, să-l omorâm și să scăpăm din cimitirul ăsta, frate. Ok, dar acum cu 8 diamante cred că ar fi cazul să-mi fac o sabie și nu știu sincer ce să mai îmi fac. Ok, hai să revenim aici undeva unde e lumină. O să mă bag la somn, băi și fete, pentru că nu am chef să mă bat noaptea cu cine știe ce creaturi se mai spawnează prin cimitirul ăsta. Iar acum hai să ne facem cu diamantele astea, trebuie să ne facem și noi neapărat o sabie sau ceva. Bam, ne facem sabia de diamant. Let's go. Și mai am 6 diamante cu care cred că aș putea să-mi fac niște buțani. Și asta cred că ar fi de ajuns. Mi-au mai rămas 2 diamante, poate o să mai facem rost. Bă, cred că mai bine îmi făceam cască, mă, nenică. E, în fine, nu mai contează. Și acum trebuie să găsim niște gravel ca să facem rost de flint. Ia să vedem unde găsim noi niște gravel, băi și fete. Avem nevoie... uite aici gravel. Te rog, dă-mi un flint. Hai, come on, dă-mi flintul. What? Mă, ce? Hai că am găsit diamante, ești nebun? Doamne, nu pot să cred că am găsit diamante. Ok, în cazul ăsta ne facem pickaxe de iron. Și hai să mergem să luăm diamantele alea. Care erau, mă, șansele ca fix sub gravel să găsiți diamante? Oh my god. Ok, acum chiar putem să ne facem cască. Și am găsit și flint, numărul 1. Aia zic, bonenică, hai că am făcut rost de toate, ești nebun? Nu, dar cum să fie diamante acolo? Bine, până la urmă am înviat din morți, sunt într-un cimitir, adică ce mă mai miră, pe bune dacă nu. Ok, hai să ne facem și noi o căscuță cu diamantele astea. Și acum să ne facem și un flint în stil, să mergem în Nether și să facem rost de toate cele, băi și fete. Ok, stați așa că sunt niște bodyguards pe aici la portalul de Nether, dați-vă. Mă, de aici dă urâți. Mamă, de unde atâția scheletoni aici? Bă, și de ce atâția câini? Ok, hai să-i batem. Luați de aici, bă, urâților. E bine că așa măcar mai fac și o rost de săgeți. Câte săgeți am? Ok, 37 de săgeți. Bă, e destul de bine. O să ne fie de ajuns cât să spargem cristalele dragonului. Mamă, mamă, ce mă enervează căpățâna asta de scheletonis. Ok, hai să încingem portalul, băieți și fete. Și acum să mergem în Nether. Sunt curios dacă și Nether-ul e schimbat ceva la el. Ia să vedem, am ajuns în Nether. Ok, nu pare să fie nimic schimbat. What? Ce? Sunt deja la Bedrock? Mă, ce chestia asta? M-a adus direct în Bedrock, ești nebun? Oh my god, ce se întâmplă, mă, vericule? Ok, hai să încercăm să mergem mai sus. Ok, în sfârșit am ieșit la suprafață, băi și fete, let's go. Și acum trebuie să găsim neapărat un fortress sau un bastion, ceva, ca să facem rost de perle. Și uite și fortress-ul, let's go. Hai să mergem acum să găsim spawnerul de Blazeman, băi și fete. Bam, ne facem frumos o podeață.
Ok, și am intrat. Acum spawnerul de Blazeman. Mama, am ajuns fix la capătul fortress-ului. Wow, 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 domnul Skeletonis, dă-i drumul de aici. M-am bătut cu scheleții în Overworld, dar nu mai știu de mine. Și cred că pe aici e un spawner de Blazeman, băi și fete, că tot aud Blazeman încolo. Iară, bă, scheletoni, mamă, scheletoni peste tot, bă. În Overworld, scheletoni, în fortress-ul ăsta numai scheletoni, bă, bune, dar nu m-am săturat. Hai cu metre, dă-i drumul de aici. M-am bătut cu regele scheletonilor și crezi că nu te bat pe tine? Oh my god, oh my god, oh my god, stai, 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 că mor. Hai că nu mai am două inimi dacă e. Până am și o vreo poțiune de fire resistance pe aici. Ok, poțiune de regeneration, hai să o băgăm totuși la maț. Bun, mamă, câți blazemați sunt acolo, cred că trebuie să ne folosim de băiatul Marcu. Oh no, oh no, oh no, oh no. Bă, de unde s-au spawnat, bă, atâția blazemani? Hai să dăm pe ei cu Marcu. Luați de aici, bă, urâților. Muriți, dați-vă încolo. Mor și tu. Ok, mai sunt doi acolo, mai sunt doi acolo. Hai pe ei, bam, mori. Și uite că ne-au picat blaze rodurile. Două blaze roduri. Ok, și văd că acolo e un spawner de blaze mine, dar avem mulți scheletonici din aia. Ok, hai să încercăm să-i omorâm. Bam, hit de săgeată. Mamă, mai trebuie să păstrez săgeți și pentru dragon, mă, nene. Ok, să sperăm că nu se spawnează și blaze mine fix acum. Mori, mă, dă-te încolo. Nu, no, nu, no, nu, no, s-au spunat și place banii. Oh, 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 de unde a apărut, bă, și ăsta? Ok, ok, trebuie să mă arunc în bătălie. E, băie și fete, mamă, ce era să mă arunci scheletonii sus, am puțit. Nu, 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 ok, ok, am fugit, am fugit, am fugit. Am fugit. Am zis că am fugit. Hai că nu mai am o inimă jumate dacă e. Wow, ăia de unde au apărut acolo în spatele meu? Mamă, frate, cât sunt. Am nevoie doar de 6 blaze roduri, băi și fete, pentru că portalul știm deja unde e. Hai să dăm cu ei, mori. Și mai e unul pe aici. Mori, oh, doi sunt. Ok, încă unul, încă unul. Bam, ia de aici. Ia să vedem câte blaze roduri avem. 5 blaze roduri, ne mai trebuie încă unul. Hai că a găsit și ultimii blaze bani. Hai că arăta fraierul ăsta, bam, i-am dat în cap. Hai și tu, treci aici și let's go. Avem 6 blaze roduri. Mamă, câți blaze bani sunt aici. Oh my god, 4 blaze bani la un loc. Mamă, hai să-i batem, hai să-i batem. Să sperăm că nu ne nimerezi cu foc. Dă-i pe ei, hai că nici n-am luat foc dacă e. Te sună, te sun eu, te sun eu, te sun eu, frate. Oh, bă, bă, știi ceva, cred că am plecat. Adică am făcut rost de blaze-uri. Da, nu mai am nevoie să vă bag cu blaze money. Acum trebuie să facem rost de perle neapărat, băi și fete. Se pare că avem 7 blaze roturi. Bun, și să vedem de unde facem rost de perle. Ori găsim un bastion, ori găsim un biome cu enderman. Ok, hai să fugim de aici, pentru că se pare că scheletorii ăștia devin din ce în ce mai furioși. Bă, ce? Mamă, de unde atâția? Sper doar să nu rămân fără mâncare sau ceva. Ok, am reușit să plec de aici. One eternity later. Habar n-am de ce nu vor ăștia gold. Efectiv, nu vor niciun pic de gold. Nu mă bag în seamă. Doamne, ce e, bă, versiunea asta? Doamne, și eu când mă bucuram că am găsit gold. Dă-o acolo de treabă. Trebuie să găsim biome cu enderman acum. Fir ar să fie. Hai că am găsit destul de repede biome-ul cu enderman, băi și fete. Și acum hai să o dăm cu endermanii. Ia de aici, domnul enderman, și dăm și mie o perlă. Hai că mi-a dat perlă dacă e. Mă sună perla. Ok, uite încă un enderman. Hai cu metre. Bă, dar ce mă enervează, bă, endermanii ăștia când fug. Efectiv fug și nici măcar nu-i mai găsesc uneori. Hai, bă, ia de aici, dăm perla odată. Hai că mi-a dat și ăsta perlă, dacă e. Ok, băi și fete, am făcut rost de ultima perlă și acum hai să mergem înapoi în Overworld la cimitirul nostru ca să mergem la portal și să mergem la dragon. Să sperăm că după ce batem dragonul o să scăpăm din acel cimitir și o să revenim complet la viață. Bun, și am ajuns înapoi la portal, băie și fete, hai să mergem în Overworld la cimitirul nostru. What? Ok, mi-a făcut portalul în altă parte aparent, că eu știu că portalul meu nu era aici. Bă, și cred că am putea să mai facem rost de niște săgeți dacă omorăm scheletonii și ăștia. Vedeți că îmi dă câte o săgeată la fiecare de ăsta omorât. Și cred că ar mai trebui să luăm pentru dragon, adică să avem și noi măcar un stack, zic. Mamă, dar chiar ne dă doar câte o săgeată pe fiecare mob omorât. Hai, domnule, dăm și tu o săgeată. Ok, ăsta mi-a dat două săgeți, cred. Mamă, și hai să mai omorâm și văcuța asta, pentru că eu nu prea mai am mâncare, băi și fete. Mai am 4 daste de pork chop. Ia, oare s-au mai spawnat animale ceva pe aici? Da, s-a spawnat câinele scheleton. Hai că mănânc eu oase dacă e ceva. Ok, uite un porcușor. Perfect, și mi-a dat 3 daste de pork chop. Uite încă un porcușor. Hai mă că se spawnează animale, e bine.
Bam, vino și tu, domnule porcușor, let's go. Mai omorâm și scheletonii din ăștia să facem rost de săgeți. Și mi se pare că aici erau multe focuri de-astea de tabără, nu? Ok, nu sunt multe, dar măcar unul. Și putem să punem frumos aici mâncărica la prăjit. Opa, ia stai mă, așa că avem un furnace și dacă punem cu lavă, perfect. Ok, s-a făcut și mâncărica, ia să vedem, s-a făcut și asta din furnace. Bun, avem toată mâncarea pregătită. Avem și 46 de săgeți. Bă, cred că ar trebui să ne fie de ajuns cât să batem dragonul. Păi bun, în cazul ăsta, hai să ne facem, băieți și fete, ochianele, bam. Avem 12 ocheane, perfect pentru un portal full. Bam, 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 bam și let's go. Hai să mergem la dragon și să sperăm că după ce o să batem dragonul o să ne trimită înapoi în lumea oamenilor. Că m-a săturat să stau în cimitirul ăla, păpune dacă nu. Ok, suntem la dragon, băieți și fete. Ia să omorăm și noi un enderman, trecem cu acei endermanule și dăm și mie o perlă. Come on, hai, dă-mi o perlă cu metre. Perla am zis, mă, perfect, avem perla. Și acum hai să ne ocupăm de cristalele dragonului. Let's go! Hai și cu ăla de acolo. Mamă, ce mă enervează pe bedrock, frate. Pe bedrock nu știu deloc să trag cu marcul. Come on, bun. Hai că am zis că nu știu, dar le-am nimerit pe astea numărul 1. Hai și pe ăla. Efectiv, nu trebuie să tragi cu atât de multă boltă pe bedrock cum tragi pe Java. Ok, l-am spart și pe ăla de acolo. Și mă enervează că uneori nu se vede animația când spargi cristalul. Hai și pe ăla. Haide mă. Bun, l-am spart și pe ăla. Ok, băi și fete, am rezolvat cu cristalele și acum a mai rămas doar Dragonakis-ul. Unde ești, mă, Dragonakis? Hai să dăm pe el. Îi băgăm săgeată, săgeată în gură, încă una în gușă. Come on. Opa, uite-l coboară, mamă, dar a dat numai cu gaz acolo, frate. What, uite de cum s-a pus strâng. Uite de cum stă dragonul strâng. Ok, hai să dăm pe el. Mamă, efectiv, îmi iau de mici de la gaz. Hai să dăm pe el. Dă pe el. Ori dă-te încolo. Ai fugit, a? Mamă, cât gaz e aici. Bă, de unde a dat ăsta atâta gaz, frate? Și iar a coborât. Și uite-te și tu cât gaz e. Oameni. Na, unde să mă bag eu acum? Frate, ce nenorocit de dragon. Uite cât gaz a pus. Ok, iar a coborât dragonul. Hai să dăm pe el. Ori dă-te încolo. Hai că nu mai are așa multă viață. Fir ar să fie. Iar a fugit. Treci încoace. Bam, bam, bam. Ok, uite-l coboară. Fii antenă, dă-i acum pe el. Lasă, îi sunt dragonul de pe Petro coboară comparativ cu ăla de pe Java. Mamă, câte mici am dat. Lul, parcă i-am dat mai multe mici decât la început. Și fii antenă, dar nu, acum mai prind ultima săgeată și restim pe peronii dragon, băi și fete. Ok, băi și fete, și-am bătut Minecraft-ul dintr-un cimitir, să zic așa. Ok, și acum chiar sunt tare curios dacă o să revin înapoi în overworld-ul nostru normal sau o să mă trimită înapoi în cimitir. Bă, fir ar să fie. Da, știi ceva? Cred că o să mă întorc înapoi de unde am venit. Fir ar ia să fie de treabă. Adio, lume crudă!